Vă salut înapoi pe canalul meu de YouTube aici din America și am vrut să fac un scurt rezumat după prima lună în Miami, Florida și am zis să încep cu apartamentul. Cumva e mișto, am view, se vede oceanul, numai că totuși nu se compară cu un apartament pe nordul lui, că ăștia nu prea știu ei pe ce să dea bani americani ăștia, dar dacă o iei așa, tot mai mișto e în București. A, uite și un Nissan albastru acolo, în spate, nu știu că se vede. Bineînțeles că eu glumesc, știu că nu sunt amuzant, dar am zis să fac și eu o glumă pentru voi, că ca să nu fie așa de rigid și doar strict pe informații, am zis să vorbesc un pic totuși despre experiența noastră de aici. După o lună în America, prima întâmplare a fost acea cu M3-ul, care a fost una mai puțin norocoasă pentru că am rămas cu mașina în drum. Prima reacție a fost cineva a întors mașina, ne-a dat curent, în orice caz ne-au tratat extraordinar. Și în general așa, ca lume, când încerci să te conectezi, pentru că aici cam despre asta este vorba și în general ar trebui să fie cam despre asta vorba, despre a se conecta cu anumite persoane, pentru că dacă vrei să ai succes și vrei să îți clădești o afacere, să-ți clădești o existență, în orice loc ar fi, chiar dacă este America sau România, trebuie cumva să te conectezi cu lumea, pentru că despre asta este vorba. Conexiunile și relațiile sunt tot, pentru că este cumva să creează un shortcut de a ajunge acolo unde îți dorești și de a obține ce îți dorești prin ajutorul anumitor persoane. Acum depinde foarte mult de tine, ce mindset ai, ce gândire ai, ca să fii acceptat într-o societate cu o gândire foarte sănătoasă. Și vă spun și care este gândirea aici, în comparație cu, să spun Europa, pentru că nu este România, este Europa. În Europa gândirea este în multe țări, pentru că nu le știu pe toate, nu știu cum gândește toată Europa, dar știu cum gândesc oamenii din anumite țări, de exemplu Germania, Austria, România, Italia. Și aici este vorba despre a se conecta și a clădi împreună. Adică dacă eu mă conectez cu tine, încercăm să avem beneficii de la asta amândoi. Și nu mă refer doar la beneficii financiare, ci la beneficii în totalitate. Ce înseamnă beneficii? Adică să profităm unul de altul, dar nu în modul urât, ci în modul frumos. Adică să ne ajutăm ca fiecare să crească la un alt nivel, de pe urma prieteniei, de pe urma conexiunii pe care o fac. Și cel mai ușor se întâmplă acest lucru când împarți o pasiune. Deci oamenii niciodată nu o să meargă după mamă, eu vreau bani, tu vrei bani, hai să facem împreună bani. Ideea este alta, hai să ne conectăm, să ne simțim bine împreună, să clădim o prietenie în primul rând, totul se bazează pe prietenie și pe înțelegere. Mă înțeleg cu tine, înseamnă că pot să fac bani cu tine, ai principiile asemănătoare cu ale mele, înseamnă că ne vom înțelege, știi? Cam despre asta e vorba, nu despre hai să dăm o țeapă, hai să facem o chestie ca să îl fraierim pe unul cât mai repede, nu. Ideea este de sinergii, să le folosești, adică eu am conexiuni, tu ai conexiuni, hai să le unim cumva, să clădim împreună ceva. Fie un business, fie să schimbăm idei, fie doar să avem un timp frumos și mișto împreună, să ne distrăm, că și despre asta este vorba, că până la urmă tot ce faci, inclusiv bani, afaceri și tot ce ține de asta, deci practic dacă tu dorești o viață mai bună, trebuie să faci bani. Și când ai bani, o faci pentru o viață mai bună, dar o viață mai bună nu înseamnă doar bani, înseamnă și persoanele cu care te înconjori să fie de același mindset, de aceeași gândire ca tine. Și asta am observat aici foarte mult, pentru că lumea este fix pe asta. Toată lumea vrea să se conecteze, toată lumea vrea să facă ceva. Sunt foarte interesați când este vorba de idei noi, de oameni noi, cu gândiri diferite, de exemplu ca noi din Europa. Ei sunt cumva în cultura lor foarte limitați. Majoritatea nici măcar nu au ieșit din America și le place foarte, foarte mult să vadă cum gândește altcineva. Este foarte interesant să vezi cum reacționează când ne spui că vorbești 4-5 limbi. Ei știu doar engleză, nu că sunt proști, pentru că sunt needucat, dar este impresionant pentru că el în momentul ăla se consideră ca ceva mai prejos ca tine, cu toate că n-ar trebui să fie. Deci asta a fost experiența mea. Când le spui că vai, tu vorbești 4 limbi, că ai văzut cumva toată lumea, pentru ei asta e un semn de respect. Pune foarte mult despre ei. Îmi place. Și vreau să vă povestesc o întâlnire pe care am avut-o ieri cu un băiat, un miliardar, undeva la 30 ceva de ani, cred că are. Foarte mare în cripto. A început cu cripto când era, nu știu, câțiva cenți Bitcoinul și ne-a povestit și exact ce a făcut și cum face bani. Este absolut fenomenal ce gândire și ce înclinare sau cum vede el viața, să auzi din gura unui om, să stai de vorbă mai multe ore și să te inspire, să ai cumva o maximă doză de motivație din ce spune omul ăla, pentru că e fenomenal cum poate să pună problema și cum vede lucrurile, adică pozitivitate de la început până la sfârșit. Și uitați ce view avem noi aici. Deci
Asta e Miami, Brickell, acolo în spate stăm noi. Da, deci ce vreau să vă spun este faptul cum pune omul problema. El a zis că, în general, nu stă de vorbă cu oameni care nu-l stimulează. Pentru că în momentul când ai atât de multe lucruri și ai absolut tot ce-ți dorești și ai bani să cumperi absolut tot ce-ți dorești pe planeta asta, singurul lucru care ți-l mai dorești de la viață este să petreci timpul pe care l-ai aici într-un anumit fel. Adică el acum poate să aleagă. Și ce a făcut? De exemplu, vorbind cu noi, stând de vorbă cu noi, omul a ales ca acele 5 ore din viața lui să le petreacă cu noi pentru că a văzut o valoare. Tu niciodată nu petreci timp, mai ales în postura unui om care are deja multe miliarde de dolari sau un miliard de dolari, îți petreci timpul exact cum dorești și este cam cel mai valoros asset pe care tu l-ai, timpul. Nu mai sunt nici banii, nu este nici ce deții proprietăți, este timpul și familia. Și a spus clar că pe el, pentru el, pe primul loc este familia și cine se află în cercul ăla lui pe care el și l-a clădit, care sunt prietenii lui, care s-au transformat tot în familie. Bun, și având în vedere că el a ales să petreacă timp cu noi, acum intervine cealaltă parte a medaliei, care sunt intențiile mele, pentru că în momentul când un om îți dă credit și petrece timp cu tine, are un interes, un scop. Acum depinde și care e interesul și scopul meu, pentru că eu acum, de exemplu, să spunem că vreau să-mi aduc brandul de jante în America, de ce am nevoie? Să spunem că am nevoie de o companie care îmi stochează jantele aici sau poate am nevoie de un investitor, o persoană care e pregătit să bage o anumită sumă în afacerea mea ca să îi dăm drumul și o să lansăm aici. Eu acum am mai multe posibilități. Pot să-l abordez, să-i spun, bro, am nevoie de bani. Ce zici, te bagi? Pot să-i spun sau să-l fac, nici măcar să nu-i spun. Eu acum aș avea posibilitatea să-l fac, să dorească să investească fără să-l întreb, prin anumite metode, prin a mă linguși pe lângă el, prin a-l face să se simtă bine cu mine, prin diverse metode care sunt ok sau nu ok. Acum depinde de fiecare. Sau, a treia opțiune pe care eu aș alege-o, să nu-i spun nimic și să savurez doar prezența, prietenia, timpul pe care îl petrecem împreună, poate sau nu, dar asta nu mă interesează în principiu, să-l fac să vrea el să fac o investiție sau să vină el către mine, să zică ok, hai să facem ceva împreună, știi? Și atunci pot să-i propun. Sau să nici nu targetez asta, să petrec timp cu el și să învăț. Pentru că e posibil lecția pe care o primesc din prietenia cu el să fie mult mai valoroasă decât orice ban pe care l-aș face cu el. Și aici intervine mindset-ul. Ce fel de persoană ești tu? Dați-mi în comentarii. 1, 2 sau 3. Deci l-ai face, l-ai întreba dacă îți dă bani, l-ai face să vrea el să investească sau n-ai zice nimic. Chiar sunt curios ce ziceți la faza asta. Încă o lecție pe care am învățat-o din convorbirea cu el este faptul că, vă spun cum a spus-o el, pentru că nu am spus-o eu, deci cineva care are miliarde de dolari aici în America a spus asta, că banii sunt cumva fan coupons, adică cuponuri de distracție. Sunt doar niște hârtii pe care le găsești oriunde, deci este și depinde doar de tine și de abilitățile tale sau abilitățile pe care le obții de-a lungul timpului să te duci să-ți iei acești bani, aceste fan coupons. Și mi se pare foarte interesant pentru că de la un anumit nivel, banul nu mai are așa o valoare. Știu, voi o să ziceți, da, e ușor să spui asta când ai bani, dar nu. Pentru că omul vine dintr-o familie foarte săracă, de undeva din America de Sud, a trecut, nici eu nu știu prin ce a trecut, probabil a fost și la soare, după câte am înțeles eu, și niciodată nu știi prin ce a trecut omul și n-ai cum să-l judeci. Pentru că nu este sarcina noastră să judecăm, pentru că nu suntem Dumnezeu, numai Dumnezeu are voie să judece, ci doar să acceptăm anumite lucruri și să le observăm. Depinde doar de noi, doar de noi ce facem din asta. Și așa cum eu am acum opțiunea și posibilitatea să dezvolt ceva aici în țara asta, cu ajutorul sau nu mai multe persoane. Dar pot să spun că am avut foarte mare noroc și prin intermediul la persoanele astea am reușit să obțin cel puțin promisiunea la niște chestii pe care o să le spun un pic mai târziu, pentru că nu este încă momentul. Dar ce vreau să vă spun este că, indiferent în ce situație sunteți, indiferent cât de greu este și cât de rău vă merge, să rămâneți totuși pozitiv, pentru că din orice experiență pe care o aveți în viață, aveți de învățat ceva. Și important este să filtrezi din tot ce înseamnă lucru negativ din experiența respectivă și să vedeți adică cât de mic ar fi lucrul ăla pozitiv din întâmplarea și experiența respectivă, să vedeți lucrul pozitiv și să învățați din el, pentru că este singura metodă cum puteți să treceți peste anumite chestii care sunt foarte, foarte greu de digerat în viață, să învățați o lecție, să o vedeți nu ca o problemă, ci ca o lecție și ce pot învăța din ea. Ce pot învăța din ce mi se oferă? Ce îmi dă universul? Îmi dă o problemă, înseamnă că avem de rezolvat ceva cu noi, pentru că ce gândim noi și ce aruncăm în univers și felul în care suntem noi, așa percepem și realitatea. Și în momentul când percep realitatea într-un fel, trebuie să schimbi ceva la tine. Majoritatea lumii crede că e așa grea viața, că nu știu ce, că lumea e nașpa, dar de fapt tu ești. Tu vezi lumea nașpa pentru că tu o percepi nașpa. Depinde doar de tine și de felul în care tu percepi lucrurile, cum vezi și cum ți se manifestă viața. Deci, rămâneți pozitivi,
lucrați la abilitățile voastre și cu garanție, vă dau garanție cu siguranță, veți fi mai fericit și cu o probabilitate mai mare veți reuși în viață. Și nu numai, frate, trebuie să dezvolți social skills, adică să te faci plăcut. Nu știu că vine un om la tine și vrea ceva de la tine, sau poate nu vrea, sau vrea să se împrietenească cu tine. Trebuie să fie plăcut să-ți placă de el, adică să vrei să petreci timp cu el. Trebuie să fie într-un anumit fel. Nu o să stai să-ți petreci timp cu un om care pur și simplu nu ești pe aceeași lungime de undă sau nu te înțelegi cu el. Înțelegi? Ideea este să te faci plăcut ca la orice nivel, la orice persoană, oricât de bogat e, nu contează ce are, nu contează de unde vine, să fii un om plăcut, să își dorească să facă ceva cu tine, să petreacă timp cu tine, să își cheltuie banii cu tine, să investească cu tine și așa mai departe. Indiferent ce faci, trebuie să înțelegi că trebuie să alegi să fii o persoană pe placul oamenilor, adică să fii o persoană bună și plăcută. Și pentru că tot au zis câțiva că de ce nu am închiriat o mașină aici, care a fost mult mai ieftin decât să dau 7000 de euro să o aduc pe a mea, am zis că vă fac pe plac și am închiriat un M3 aici în spate, corespunzător în gri, ca să fie un pic diferit, să mă simt și eu ca și cum aș avea o mașină nouă. Deci am închiriat M3-ul ăsta și îl avem pentru 2 săptămâni, ca să tragem din M3, filmăm practic din M3, M3-ul meu, și să ne distrăm cu el. Hai să-i dăm drumul. Ce zici, bro, ești gata? Fac o inspecție, să văd dacă inspecție e în regulă. Tehnică. Da, nu, să verific dacă are damage, ceva, că au zis că n-are, să fim siguri, nu? Așa. Better safe than sorry.